Salut și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Eurotrack. De data aceasta vreau să vorbim despre YouTube-ul din ziua de azi din România. De acum încolo eu nu o să mai cer like-uri la videoclip. Cine vrea să dea like, dă, cine nu dă și așa mai departe. Și în cazul în care nu știți, like-urile sunt doar pentru rating. Un episod sau un videoclip cu cât are mai multe like-uri și cu cât are mai multe like-uri și dislike-uri, apare acolo pe pagine, cum am dat, dacă cauți Survival Games și eu am un episod, să zicem, cu 100.000 de vizualizări și 14.000 de like-uri, videoclipul apare primul acolo, știți? Și așa strângeți cât mai multe vizualizări și comentarii, etc. YouTube-ul din România astăzi, dacă nu iei promovare de la alți oameni, nu prea faci abonați. Eu nu am luat nicio promovare de când fac YouTube și am aproape un an, chiar dacă n-am postat constant. M-am apucat, am postat câteva videoclipuri, iar m-am lăsat și tot așa. Dacă mă bălbui, să știți că este dimineața și nu știu, nu mă simt eu așa prea bine. Am observat la mulți youtuberi că fac aceleași lucruri, adică dacă unul începe o serie de Lucky Block, gata, toată lumea face serie de Lucky Block. Dacă unul face o serie de UHC, Ultra Hardcore, toată lumea face Ultra Hardcore. Și tot așa. De aceea încerc să fac serii cât mai... Da, mi-a scăpat. Cât mai originale. Așa am scăpat cuvântul. Și de aceea am început seria asta de Eurotrack. Nu prea au foarte mulți români serie. Chiar m-am uitat și cred că o să încep și o serie de Farming Simulator 2015. E un joc super șmecher, cu o grafică foarte bună, care mi se mișcă destul de bine jocul. Sau Farming Simulator 2013 multiplayer, nu știu, o să văd. Dar trebuie să găsesc pe cineva cu care să mă joc. Oricum, în orice caz, YouTube-ul din România, mare parte din YouTuberi fac YouTube pentru bani. Oricum, eu, chiar dacă aș face YouTube pentru bani, nu cred că aș scoate mai mult de un euro pe lună. Pentru că, din câte am înțeles eu, cam 30 de cenți, 1000 de vizualizări în România, cu atât e cotat. Și nu prea faci mulți bani din YouTube. Mai mulți bani faci din promovări și reclame și alte de astea. Că altfel, s-a de ce YouTube-ul derupă. Acum am observat că dacă un, să zicem, un YouTuber are calitate la video un pic mai mică. Adică are videoclipurile cel puțin 720p, îi se mișcă puțin la cum se mișcă mie jocul, cum 25 de frame, cam așa. Sar tot pe el și încep să zică: ai un calculator praf, lasă-te, n-ai cum să continui așa, și alte chestii de astea de descurajare, chiar dacă gameplay-ul este bun, știți? Adică joacă CSGO, îi merge în 28-30 de frame-uri, are toate setările pe low, dar face scor 20-0. Pe oameni chiar nu interesează chestia asta. Chiar nu interesează cât de bine joci, că puțin sunt. Îmi amintesc că la un moment dat am postat un videoclip de Survival Games și mergeam 20-25 de frame-uri, cam așa. Și mi-a lăsat un comentariu, un băiat, chiar nu-i mai rețin numele, mi-a zis că păcat de mine că joc bine, chiar, dar că nu am un calculator bun ca să pot filma mai bine, să pot juca, adică oricum, dacă ai frame-uri multe, oricum joci bine. Dar bara de frame rate e cam la 40 de frame-uri, așa. Cam de la 40-50 în sus nu se mai simte lagul deloc. Nu știu, multă lume spune că la 30 de frame-uri, gata, 30 de frame-uri era fel ca 60, nu e adevărat, mie nu prea mi se pare. Dar, mă rog,
fiecare cu părerile lui. Eu am cam uitat să semnalizez gameplay ăsta. M-am mutat așa după bandă pe alta, fără să-mi dau seama, dar e cam aglomerat în... în timpul ăsta, e cam... sunt cam aglomerate șosele. Ok, enter. Așa. Nici nu știu ce țară am ajuns, stau să mă uit. Suntem în... Ok, cred că am intrat undeva în... deci aici, pe undeva pe aici și Serbia. Ce țară asta aici? Poznan. Cred că suntem în Polonia acum. Varsovia. Cred că suntem în Polonia, nu sunt sigur. și habar n-am când să apare episodul ăsta, cred că luni sau duminică. În orice caz, săptămâna viitoare, adică de pe 8 până pe matematică, până pe 15, cred că o să apară vreo 4 videoclipuri în toată săptămâna, pentru că am teza la română și la matematică și chiar trebuie să învăț, deci sunt clasa 8-a și chiar contează notele. Și vreau eu să iau o notă așa mai mare. Ce mai pasă chestiile în spatele acolo din oglindă, what the fuck? Nu știu, chestii negre. Și uite încă alte chestii negre. Scale niște ciori sau ceva. Și nu, nu sunt rasist. eu cred că am uitat să pornesc. Ah, nu. Dar mai avem cam un minut din acest videoclip, mi-am pus și eu un timer. Da, și cam asta este părerea mea despre YouTube din România, se face mai mult pentru bani. Și dacă vă uitați și voi la început, la Pink sau la Rafael, adică Rafael oricum a avut calitate bună la videoclipuri de când a început să posteze, dar Pink avea o calitate cam proastă la videoclipuri, avea frame drop-uri mai mereu și un microfon nu foarte bun, cam calm eu așa. Dar cu timpul se rezolvă toate. Eu dacă văd pe cineva care chiar are potențial și chiar vrea să ajungă undeva pe cineva pe YouTube, undeva pe YouTube, da. Și chiar dacă nu are calitate bună la videoclip, eu chiar îl încurajez să continue. Pe mine nu prea mă încurajează nimeni, adică pe mine și pe Radu, că eu am cu el canalul acesta. Cu Radu nu o să pot să filmez mereu, pentru că el între vacanțe nu prea poate să intre pe calculator. Dar în vacanță mereu. Deci în vacanță de Paști, de Crăciun și în vacanță de vară mereu o să postez videoclipuri cu el. Acum o să facem niște serii, o serie de Survival și o serie de Skyblock. Sau o să mă hotărăsc eu într-o serie de Skyblock sau Ordinar. Da, deci cam atât cu acest episod. Da. Mulțumesc pentru vizionare și chiar apreciez dacă v-ați uitat până acum. Nu, chiar nu mă mai interesează like-urile. La revedere!